Contraofensiva ucraineană a ajuns într-un punct dificil pe frontul de est. Luptele s-au intensificat în jurul Bahmut, unde forțele Kievului și cele ale Moscovei au confruntări în cel puțin 3 zone. Ucrainenii sunt în defensivă, dar înaintează treptat la sud de oraș, respingând atacuri în apropiere de Avdiivka și Marinka. Rușii atacă de 2 zile și în nord, spre localitatea Kupiansk, din regiunea Kharkov, dar și în sud, în direcția Zaporojie, lăsând în urmă zeci de victime și case distruse. Între timp, Vladimir Putin s-a gândit mai bine și a venit cu un răspuns mai alarmist privind bombele cu dispersie. Și Rusia are astfel de arme, spune el, și nu se teme să le folosească. Хочу отметить, что в Российской Федерации достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. Различного рода. До сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости. Несмотря на известную нехватку в определенный период времени, и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия. Avertismentul lui Vladimir Putin a venit la 10 zile de când Statele Unite au anunțat că vor trimite Ucrainei bombe cu dispersie. Liderul de la Kremlin a avut un delir și despre contraofensiva ucraineană. Susține până la capăt că trupele Kievului nu au niciun succes pe front. Попытки противника прорвать нашу оборону, а эта задача, в том числе с использованием стратегических резервов, они не увенчались успехов за все время наступления. Противник успеха не имеет. Realitatea îl contrazice însă pe liderul de la Kremlin. Potrivit New York Times, Ucraina a pierdut în primele 2 săptămâni ale contraofensivei 20% din echipament, dar pierderile au scăzut la 10% pentru că au încetinit ritmul contraofensivei și se concentrează acum pe epuizarea forțelor ruse. Între timp, haosul de la Moscova continuă. Mâna dreaptă a lui Evgeni Prigojin nu a renunțat la rebeliune și cere pedepsirea lui Sergei Shoigu și a lui Valeri Gerasimov pentru genocid împotriva poporului rus. Declarația vine în contextul în care coloane de mercenari Wagner merg în număr mare spre Belarus. În ciuda problemelor interne, Rusia are planuri grotești în Ucraina, unde vrea să construiască zeci de lagăre de prizonieri până în 2026. În timp ce Moscova își face planuri și mercenarii Wagner fug, soarta lui Evgeni Prigojin este necunoscută. Recent, președintele american Joe Biden a glumit pe seama liderului Wagner și a tendinței lui Vladimir Putin de a-și otrăvi opozanții. God only knows what he's likely to do. Well, I'm not even sure, we're not even sure where he is and what relationship he has. If I were he, I'd be careful what I ate. I'd be keeping my eye on my menu. But all kidding aside, who knows? I don't know. I don't think any of us know for certain what the future of Prigojin is in Russia. Dar să înțelegem ce sunt aceste bombe cu dispersie sau cluster bombs, este termenul pe care le-a făcut celebre. Ele au fost folosite pentru prima dată pe scară largă în războiul din Vietnam. Bombele conțin alte mini-proiectile care sunt împrăștiate pe câmpul de luptă, uneori având mici dispozitive care să le încetinească aterizarea. Sunt foarte eficiente împotriva infanteriei, dar și a vehiculelor, spun experții, sunt însă interzise în peste 120 de țări care au semnat o convenție în acest sens.
Și ni s-a alăturat discuției în platou Mihai Cernea, specialist în etica războiului. Mulțumesc că sunteți cu noi, bună seara. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și rămân alături de noi, au rămas alături de noi și le mulțumesc pentru asta, domnul Stanomir, domnule Cereanu, mulțumesc că sunteți cu noi în continuare. Ne uităm și la imaginea lui Vladimir Putin. Ați văzut, dă interviuri pe hol, pe holurile instituției. Cine foarte ar fi bine spus? Dar înainte de asta, domnule Cernea, ajutați-ne cu explicația. S-a discutat foarte mult de această muniție. Vladimir Putin vine cu o reacție de amenințare. Se consideră, parcă pare victima în tot acest scenariu, dar ce uită să spună Vladimir Putin? Nu le-a mai folosit? Este destul de clar că avem aici parte de un comostru de război informațional. Nu e nimic de chestionat aici. Munițiile cu dispersie au fost deja folosite în Ucraina de Rusia. Avem imagini chiar de la începutul războiului de la Kharkiv, când vedem chiar printre blocuri cum cad aceste mici, să le spunem, bombițe și produc victime omenești și victime materiale. Și pe lângă acest lucru, chiar și Ucraina a mai folosit din propriile stocuri muniții cu dispersie pe parcursul războiului, așa că toată această discuție despre munițiile cu dispersie e clar mai degrabă din zona războiului informațional și nu din zona tehnico-tactică, ca să zic așa, care ține de operațiunea militară. Motivul pentru care Statele Unite sunt de acord să livreze muniții cu dispersie pentru Ucraina este în bună măsură din cauza faptului că muniția de artilerie începe să fie pe ducă, muniția pentru Ucraina, pe care o pot livra partenerii săi occidentali, iar munițiile cu dispersie vor obține un efect similar și vor prelungi în timp capacitatea de menținere în contraofensivă a Ucrainei. Practic, dacă ar fi să ne imaginăm o clepsidră, nisipul care curge prin clepsidră nu este dat oricât de sinistru va suna, nu de viețile omenești care sunt pierdute de Ucraina, ci de muniția de artilerie disponibilă. Munițiile cu dispersie, de tomare, vin să înlocuiască artileria lipsă de care Ucraina duce și vin să prelungească, drept urmare, capacitatea Ucrainei de a duce această contraofensivă. Este probabil cea mai importantă decizie luată de NATO, de fapt, cel puțin pe termen scurt pentru Ucraina, mai importantă, probabil, chiar decât avioanele F-16 în acest sens. Cu privire la etica din spatele munițiilor cu dispersie, este într-adevăr o muniție foarte controversată din două mari motive. Un motiv ar fi că e foarte greu să respecti principiul discriminării dintre combatanți și non-combatanți când le folosești în zone locuite din cauza arealului mare pe care îl presupune efectele acestor muniții, pe de-o parte. Și pe de altă parte, de asemenea, ele lasă, să spunem așa, sechele pe termen lung în teritoriul în care sunt folosite. Nu toate dintre acele bombițe explodează și, drept urmare, ele pot fi găsite de copii, vari civili, mai târziu, odată ce conflictul se încheie, cu potențial efect devastator. Dar cât rezistă dacă nu sunt detonate la impact? Mult, mult. Vorbim de ani, zeci de ani. Vorbim de o perioadă lungă de timp. Vorbim de o perioadă destul de lungă de timp. Minează tot în principiu, da. Oricum, Ucraina va fi supusă unui amplu proces de deminare după război, nu doar de la munițiile cu dispersie, să nu uităm de minele rusești antipersonal și antivehicole, minele fluturași de care am auzit și toate celelalte muniții neexplodate în toți acești peste 500 de zile de război și cine știe cât va mai dura de acum încolo. Dar e o copilărie să credem că nu vor fi folosite în zone rezidențiale, pentru că am văzut exact specificul acestui război din Ucraina, are loc și în orașe, e unde clar locuiesc civili. E clar, în zone locuite, în sate, dacă ne uităm și la linie de apărare rusești, da, vedem multe linii de apărare rusești în afara orașelor, ca să zic așa, dar ceea ce apără Rusia sunt depozite de aprovizionare, sunt tot felul de elemente de infrastructură militară care sunt în orașe și în sate. Pentru mare, atunci când vor fi folosite, e greu într-adevăr de crezut că nu vor fi folosite peste zone locuite. Și repet, asta poate să aibă niște consecințe foarte nefericite. Faptul că Statele Unite ale Americii le dă Ucrainei e și un start al cursei contra cronometru de a recupera din artilerie, din muniția pe care a dat-o în principiu, Ucrainei? Din câte am înțeles de la experții militari occidentali, într-adevăr așa este, Statele Unite au pe stocuri rezerve foarte mari de muniții cu dispersie și, drept urmare, această decizie de acces Ucrainei la aceste stocuri și mai sunt stocuri și în alte țări NATO care pot să, de care Ucraina poate beneficia ulterior, ca și în cazul rachetelor cu laser lungă de acțiune, că nu vor fi vorba doar de Atacms, vor fi și alte tipuri de rachete. Într-o altă epocă, altă strategie militară în războiul din Ucraina, odată cu această sincer muniție? Să spun, nu din acest punct de vedere este important al unei noi strategii militare, rămâne un război extrem de distrugător, ci ele sunt importante tocmai ca înlocuitori de artilerie. Tactica pentru armata ucraineană fiind lipsită de suport aerian rămâne aceeași. Haide să încercăm să facem ca artileria rusă să tragă
Și odată ce artileria rusă a tras, s-a dezvoluit pe radar, s-a dezvoluit pe drone și poate fi țintită de rachete și artilerie și muniții cu dispersie ucrainene, astfel încât infanteriștii să poată să avanseze într-o cât de cât siguranță, e un termen pe care îl folosesc eufemistic aici. Mai degrabă spuneți că discursul lui Vladimir Putin referitor la această muniție cu dispersie face parte din războiul informațional. Domnule Cioroianu, ne-am uitat împreună la Vladimir Putin în ultima perioadă, foarte multe interviuri pe care le acordă jurnaliștilor, dar parcă pe la asta nu ne așteptam. Interviuri date pe holuri, de unde noi știam că Vladimir Putin se izolează, este chiar paranoic aproape în privința întâlnirilor foarte apropiate. E o campanie de umanizarea conducătorului, în sensul în care această zgâlțeală produsă de Prigojin, să știți că a fost reală. Și de regulă acest tip de regimuri, cum apreciază mai curând fidelitatea decât competența, președintele Putin este în perioada în care verifică fidelitatea, vezi întâlnirea pe care a avut-o cu cei 35 sau câți erau de lideri de militari, inclusiv Prigojin, apropo, și faptul că se întâlnește cu copii, apare la televiziune glumind cu fetițele și sunând guvernatorii ca să dea bani pentru provincii, intervievat pe hol, gândiți-vă că e același personaj care stătea la un capăt al mesei și președintele Macron la vreo 6 metri. E o campanie de umanizare a unui lider care e un lider forțat de război, un război pe care l-a declarat și care a durat ceva mai mult decât era plănuit. Ori vedeți, strategia sau tactica merge mână-mână cu evenimentele. Eu consider că această zi de sâmbătă, 24 iunie, a fost o fisură ale cărei ramificații încă nu le știm în momentul de față. Dar ca să le preîntâmpine, Vladimir Putin ajunge să dea inclusiv interviuri pe hol, ca și cum ar fi un lider dintr-o țară, să zicem, obișnuită, genul acela de țări împotriva cărora luptă, genul acela de democrație pe care nu agrează. Asta nu înseamnă că n-a rămas același personaj, doar că fețele evoluează. Masca evoluează de la un act al piesei la altul. Încearcă acum, să se adapteze? Acum este în faza în care, da, trebuie să fie un fiu al poporului, un om primus inter pares, primul între egali. Domnule profesor Stanomir, însă de ce la 3 săptămâni, aproape o lună de la rebeliunea militară, ține Vladimir Putin să vorbească despre faptul că a încercat să-l înlocuiască pe Prigojin, dar nu i-a reușit? A vorbit cu acesta la Kremlin, noi nu am știut în acele zile unde era Prigojin, se vorbea de faptul că e în Belarus. Au fost imagini din acele centre militare care s-ar fi, campusul acela militar care apărea pe imaginile satelit, că se creează, că ia naștere, că ia amploare, însă mai apoi jurnaliști de la CNN au fost acolo să vadă dacă corturile sunt locuite, nu era nimeni. Acum aflăm sau acum vedem din niște imagini că un convoi al militarilor Wagner s-a îndreptat înspre Belarus, dar despre Prigojin aflăm detalii chiar de la Vladimir Putin. De ce? Sigur, situația a fost într-adevăr dramatică pentru Vladimir Putin și, cum spun foarte mulți, marea problemă în Rusia este că alternativa la Vladimir Putin nu este socotită democrația, ci haosul. Și că Vladimir Putin este în continuare susținut, pentru că nu există realmente o alternativă la Vladimir Putin. Distrugerea opoziției politice, această tactică de care vorbea și domnul Cioroianu de înconjurare cu fideli incompetenți, creează aceste consecințe. Aș mai spune un lucru, dincolo de Prigojin, care este până la urmă o creație acestui sistem, trebuie să ne uităm și la faptul că Vladimir Putin își epurează proprii săi militari. Asta este un alt simptom al acestei nesiguranțe. Însă, din păcate, apropo de problemele de război, din păcate, chestiunea care rămâne deschisă este dublă, a războiului și a păcii. Respectiv, cât va mai dura acest război și ce tip de închidere va avea acest război? Pentru că putem să privim către două posibilități. Fie o pace,
fie un armistițiu. Se dădea recent de către Steven Kotkin, într-o discuție deja accesibilă tuturor, cazul Coreei de Sud și al Coreei de Nord. Coreea de Sud are, în raport de Coreea de Nord, un armistițiu. Panmunjomul, celebra graniță de acolo, desparte două națiuni care sunt tehnic în stare de război. Încât trebuie să fim foarte realiști și să înțelegem că imaginile pe care dumneavoastră ni le-ați arătat la început s-ar putea să fie parte dintr-un cotidian pe o durată foarte lungă. S-ar putea ca această graniță dintre Ucraina și Rusia să fie o graniță care separă națiuni care nu încheie neapărat pace, ci pot încheia doar un armistițiu. Aceasta ridică imense probleme pentru că este vorba de mobilizarea pe termen lung a unor resurse în favoarea Ucrainei. Dacă ne gândim la câte zeci de mii de militari americani sunt în Coreea de Sud și la ce resurse se alocă în Coreea de Sud și în Japonia pentru a asigura descurajarea în raport de Coreea de Nord și de China, vă dați seama că este un efort de lungă durată. E foarte ușor noi din studio să spunem dacă ar avea tancuri, dacă ar avea avioane, dar repet, este elementar, tancurile, avioanele se defectează. Națiunile care au luptat într-un război tehnologic avansat sunt națiunile care au creat aceste lucruri. Și nu armamentul câștigă războiul. Sigur, și e vorba până la urmă, dacă ți se strică ceva, cine repară? Se trimite în spatele frontului unde toate aceste mașini de război au un grad foarte mare de sofisticare. Acesta este un război, încă o dată, foarte diferit de războiile cu care noi am fost obișnuiți. Domnul Cernea dădea exemplul acestor bombe cu disperse și al minelor. Minele antipersonal, care sunt criticate. Da, minele personal sunt, din perspectiva celui care se apără, o formă de a-și minimiza pierderile și de a cauza pierderi inamicului. Minele antipersonal sunt devastatoare. Știm asta de unde? Din Angola și din Mozambic, unde teritoriile au fost minate. Și avem zeci, sute de mii de copii, sute de mii de copii rămași... Mutilați. Rămași invalizi. Problema că acest război din Ucraina nu seamănă cu războaiele de tip redus, care pot dura într-adevăr decenii. Gândiți-vă cât a durat războiul din Angola, războiul civil, de fapt, un război proxy între Statele Unite și Uniunea Sovietică. A durat un deceniu și jumătate. Și în timpul acesta lumea a trecut liniștită, se știa că există război, era alimentat, dar fiind undeva izolat, nu ridica probleme. De data aceasta războiul este de o altă magnitudine, este în Europa și implică națiuni industriale, dar și națiuni democratice. Și principala problemă este că nu doar că ți se duc stocurile de muniție, ci se duc stocurile de încredere și de sprijin popular. Și aceasta este o chestiune pe care democrațiile din Occident trebuie să o gestioneze cu mare încredere și cu mare atenție. Le trebuie să-și explice propriilor cetățeni de ce sprijinirea Ucrainei este necesară. În Rusia acest dialog există, dar el se poartă în condițiile dictaturii. În societățile noastre este foarte important să explici permanent cetățenilor, propriilor tăi cetățeni, de ce investiția în armamentul pentru Ucraina este de fapt o investiție în stoparea agresiunii. Dar pe termen mediu și lung, cred că noi trebuie să fim conștienți de faptul că principala problemă nu este doar a războiului. Principala problemă este a păcii. Ce tip de pace și cum va arăta arhitectura în acest moment postbelic? Și dacă va fi un moment postbelic sau un conflict înghețat? Și cu acest închei, gândiți-vă cum arată situația în Transnistria. Toată lumea o cunoaște. Este un conflict înghețat. În Caucaz, la fel. Adică Oseția, Abhazia sunt regiuni care sunt teoretic parte a Georgiei, dar ele nu mai sunt de ani buni supuse jurisdicției georgiene. Și ele există. De ce? Pentru că există trupe ruse care le protejează. Încât e o situație, într-adevăr, pe măsură ce războiul merge mai departe, complexitatea problemelor politice și diplomatice va apărea în prim plan. Pentru că orice război purtat, și aici domnul Cernea știe cel mai bine dintre noi, și domnul Cioranu ca specialist în probleme de istorie, orice război care nu are un plan politic, nu poate fi câștigat. Nu e vorba că îți extermini adversarul ăsta, și nemții au crezut că dacă noi murim unul și sovieticii mor cinci, vom câștiga războiul. Fals! Obiectivele lor de război, fiind obiective genocidare, nu puteau fi decât o cauză pentru întărirea rezistenței. Atâta vreme cât n-ai un plan cu privire la obiectivul politic al războiului, războiul nu poate fi câștigat. Pentru ucrainițe, simplu, liberarea teritoriului. Întrebarea este, e fezabilă
în mod real această eliberare completă a teritoriului? E o întrebare, da. E o întrebare pe care cu siguranță nu o poate pune public președintele Zelenski. Dar la un moment dat ea trebuie pusă, pentru că e vorba de circumstanțe radical diferite de cele din anul trecut, când ofensiva i-a destabilizat pe ruși. Acum rușii sunt mai bine pregătiți din punct de vedere militar și au resursele unei țări care este pregătită istoric să facă asta. Nu, și care a trecut pe economie de război. Exact. De ce toată lumea, toți generalii pe care îi cităm adesea occidental sau o bună parte dintre ei, cu toții vorbeau despre o fereastră de oportunitate pentru această contraofensivă? Pentru că Rusia a trecut efectiv pe economie de război. Și din toamnă să știți că s-ar putea ca stocurile lor de muniție să fie restabilite. Ori Ucraina nu e în capacitatea de a-și produce propria muniție. Sunt rapoarte ale experților militari, Institutul de Studiu al Războiului strânge o mare parte din ele, în care se vorbește despre cât de fragilă e armata Rusiei, pentru că nu mai are soldați. Au fost generali care au ieșit, au vorbit despre faptul că sunt trădați. Acuzațiile au mers până la Șoigu, ministrul al apărării. Probleme în a suplimenta armata acolo pe front în Ucraina. Și totuși, noi vorbim acum, exact ce am ascultat mai devreme, de o Rusie, de o țară atât de mare care se mulează pur și simplu pentru un război de lungă durată. Cum vă pare? Cred că aceasta este discuția despre capacitatea Rusiei de a înlocui oamenii de pe front. Este încă un argument în plus pentru ce spunea domnul profesor Stanomir mai devreme despre cum acesta este un război cum nu prea a mai fost până acum. Tocmai este război în care Rusia are probleme cu oamenii. Și momentan cu muniția, de aia se poate rezolva. Problemele cu oamenii nu știu cât de ușor se vor putea rezolva. Au undeva la vreo 8-9 milioane de bărbați la vârstă de mobilizare. Un milion au plecat. Câteva sute de mii au murit. Dar au. Încă mai au. În ce privește atunci pe Prigojin? Că vorbeam că s-a întâlnit cu el și cu alți 35 de comandanți de faptul că în ultima perioadă încearcă să-l demonizeze, să ridiculizeze mai degrabă pe Prigojin, încearcă să recupereze o parte din mercenarii Wagner atunci? Am auzit la un moment dat o expresie că elita politică rusă s-a hotărât ce să facă cu politicianul Prigojin, dar nu s-a hotărât ce să facă cu omul de afaceri Prigojin. Și mai degrabă s-ar putea ca explicația să fie acolo. Momentan avem o demonizare a potențialului politic pe care îl are Prigojin în context, ca fiind așa un fel de avatar, dacă vreți, pentru zona aceea din publicul rus care susține războiul și care crede că Putin este mult prea calm, ca să zic așa, în acest context. Și așa că pare a fi mai degrabă un fel de campanie electorală acolo, dar având în vedere că Prigojin încă este în viață, e clar că elita politică rusă încă nu știe ce să facă cu privire la legăturile de business pe care le are cu acest individ. Raportă informație astăzi. Leonid Nevzlin este omul de afaceri rus care a renunțat la cetățenia rusă, e cetățean israelian. A vorbit despre faptul că un medic german a sosit pe Twitter, un medic german a sosit de urgență la Sankt Petersburg pentru a-l trata pe Prigojin. Și vorbește despre starea de sănătate a lui Prigojin, despre care aflăm că este la Sankt Petersburg. Se pare că o lepădă neagră a zburat la bucătarul preferat al lui Putin. De la Hamburg am primit informații că medicul oncolog care îl observă de mult timp pe Prigojin, din cauza unui cancer la stomac, a sosit urgent chemat la Sankt Petersburg. Apropo de informația aceasta, amintim și că acum 3-4 zile, 3 zile, cred că Joe Biden l-a sfătuit pe Prigojin să aibă grijă ce mănâncă în această perioadă. Dacă aș fi în locul lui Prigojin, aș avea grijă ce mănâncă, aș fi mereu cu ochii pe meniu. Acum același Joe Biden spunea că nici el nu știe ce se întâmplă cu Prigojin. Este clar unul dintre marile mistere pe care le avem cu privire la politica internă rusă în momentul de față. Nu e deloc clar ce se va întâmpla. Cu toții noi așa ne așteptam că Prigojin va fi într-un fel sau altul executat sau, mă rog, eliminat în bună măsură din conducerea rusă. Acest lucru încă nu s-a întâmplat nici în momentul de față, ceea ce este interesant. Vom vedea dacă această informație și nici Șoigu pe de cealaltă parte, într-adevăr. E clar că lucrurile încă se joacă și probabil că puciul de fapt nu s-a terminat. S-a terminat, să spunem, expresia sa mediatică, dar când vine vorba de discuțiile de la nivelul politicii interne și de la nivelul Ministerului Apărării rus, acolo clar discuția nu s-a încheiat fără îndoială, având în vedere că aceste două personaje care se află într-un fel de război existențial unii cu alții, cel puțin din declarații, ambele încă rezistă pe poziții.
Nu? Cum vă pare, domnule Cioreanu? E vulnerabil în ce-l privește pe Prigojin, Vladimir Putin? Adică nu reușește totuși să facă curățenie așa cum a obișnuit cel puțin opinia publică, ce... avea imaginea aceea liderului crud. E adevărat, dar nici nu știm ce vrea. Nici nu știm ce vrea în legătură cu Prigojin. Eu plec de la ideea că Prigojin a făcut bani și pentru sine, dar a făcut bani și pentru mulți alții. Deci latura lui de om de afaceri a fost profitabilă pentru o bună parte din garnitura asta de conducere și din armată și din politică. Ce se va întâmpla cu el dacă e bolnav, dacă nu e bolnav? Eu n-am prea comentat știrile astea cu bolile lor, dar admit că în cazul în care ar fi bolnav și îi se întâmplă ceva, toată lumea va bănui că a fost executat de Vladimir Putin. Deci acest om, aproape că pentru Putin ar fi mai bine ca Prigojin să fie extrem de sănătos și să trăiască încă 50 de ani de acum încolo, pentru că orice i s-ar întâmpla lui Prigojin, toată lumea va spune că a murit de mâna lui Putin. Dumnezeu știe ce va face. Pe mine mai mult mă interesează ce se întâmplă cu Wagner ca atare, ca organizație paramilitară. Pentru că am avut totuși, după această rebeliune a lui Prigojin, gândiți-vă că asta l-a făcut totuși pe Vladimir Putin să recunoască miliardele de ruble pe care le-au băgat în Wagner. Miliarde de ruble, miliarde de euro, în fine, translatate în euro sau în dolari, erau miliarde băgate în trupele Wagner. Deci, dacă Vladimir Putin... Erau trilioane de ruble. Trilioane de ruble, în fine. Adică sună așa o... Da, la inflația din Rusia... 20 miliarde de dolari. Probabil. În fine, ceea ce contează este că a fost o recunoaștere oficială a faptului că Wagner era și cum să spun, era un detașament nerecunoscut al statului rus. Armata există, dar iată că aveam și aceste trupe pe care le-am văzut de altfel la ocuparea Crimeei în 2014. Cine erau omuleții? Apăruseră din Neant. E limpede că erau astfel de grupări paramilitare, dar tot ale statului rus sau care făceau treburile, hai să zicem, necurate ale statului rus. Ei, unde sunt acești Wagner acum? Pentru că tot astăzi am văzut și pe varianta electronică a știrile externe de la Digi, se vorbește de acum 3 zile, Vladimir Putin a spus, domnule, în toată perioada asta, de fapt, Wagner era condus, știți voi de cine era condus. Multă lume s-a gândit că Putin face referire la sine însuși. Dar nu, se refera la un veteran de 70 de ani astăzi, care se pare că este cel pe care Vladimir Putin l-ar dori la conducerea Wagner. Unde sunt Wagner? Aflăm că s-au dus acum în Belarus. Sau măcar o parte dintre ei s-au dus în Belarus. O parte o fi intrat în armată. Asta mie mi-e greu să cred de ce i-a invitat Putin să intre în armată, pentru că prin structura lor, acești băieți care intră în trupe de mercenari, ei vor să câștige bani, nu vor să câștige decorații. Și mai e cazul Bulgariei, domnule Stanomir. Neapărat să-l punctăm, pentru că președintele bulgar astăzi își menține linia prorusă. Sigur. Spre deosebire de guvernul din Bulgaria. Sigur. E un caz aparte, Bulgaria, care e un caz care trebuie văzut în perspectivă istorică. Rusia a avut bun prieten în zona noastră. Serbia și Bulgaria au fost tradițional de partea Rusiei. Să ne gândim numai la atașamentul filial pe care Todor Zhivkov îl avea față de Uniunea Sovietică. Era ca și cum Uniunea Sovietică mai avea o Republică Federală peste Dunăre. Însă, repet, Bulgaria este un caz aparte, nu trebuie dramatizat. Ceea ce pe mine personal, ca să continui gândul domnului Cioranu, pe mine personal mă preocupă, este viitorul pe termen mediu și lung al relației dintre noi și acest stat imens care refuză să renunțe la violență în raport de vecinii săi. Și nu doar în raport de vecinii săi, la nivel global, pentru că gruparea Wagner s-a dezvoltat atât de mult, pentru că ea a reprezentat o veritabilă coloană de penetrare a Federației Ruse în zone abandonate după căderea Războiului Rece și recucerite acum. Corect. Este o chestiune globală și de aceea... Din Siria până în Africa. Adică asta este de fapt problema fundamentală, fiindcă vorbeam de război și pace. Războiul și pacea, ca să ne referim și la Tolstoi, sunt legate de niște forțe mult mai ample. Iar problema fundamentală este a naturii acestui stat rus care pare să fie într-adevăr setat, gândit, modelat să servească
exclusiv aceste interese. Și, repet, e neliniștitor să te gândești că este un stat uriaș care are potențialul, cum s-a spus de atâtea ori, să devină un fel de Coreea de Nord, adică să aibă ca unică rațiune de a fi amenințarea propriilor vecini, că dacă muți rachete balistice în Belarus, bun, nu le vei folosi, dar să te plimbi chiar cu rachetele balistice în vecinătatea Europei Centrale, să ameniți permanent că vei folosi armele nucleare, să ameniți cu exterminarea, să ameniți cu norul nuclear. Asta, de fapt, denotă nu doar o patologie la nivelul lui Vladimir Putin, o patologie mai largă la nivelul elitelor ruse și aș îndrăi să spun o patologie la nivelul societății ruse, că fără sprijinul unei părți din societatea rusă, Vladimir Putin nu s-ar fi urcat unde s-a urcat. Adică totuși, domnul Cioran într-o pauză ne vor evoca căderea din anii 90. Căderea din anii 90 de sub președintele Yeltsin l-a creat pe Putin. Pentru că recurul acela istoric a alimentat mia oară sentimentul rușilor că ei sunt victima unui complot, a unei conspirații menite să le uzurpe rolul care le revine în mod de divin. Cu acești oameni e foarte... Adică, ca și cum eu vă spune, dreptul meu de drept divin e să mă urc pe lună. Mă puteți contrazice? Nu! E în mintea mea. E foarte greu. Trebuie foarte să luăm o scurtă pauză. Da. Revenim la ediția specială. Sunt câteva informații care au apărut în ultima perioadă. De la începutul contraofensivei, Ucraina, domnule Cernea, ar fi pierdut până la 20% din armele și vehiculele sale blindate. A fost forțată la un moment dat să-și schimbe strategia militară. Ce se întâmplă acum pe front pentru Ucraina? Cum e contraofensiva? Contraofensiva merge destul de greu în continuare. Merge destul de greu, dar, cum să spun, în cel puțin conform experiențelor militare, în limitele, nu în limitele optimiste, dar în limitele previziunilor. Adică nu e nici foarte rău. Doar că, din nou, vorbim de o armată antrenată să lupte în momentul de față într-un fel de combinație ciudată între stilul sovietic și stilul occidental, cu o tranziție înceată către stilul occidental de luptă, dar fără unul dintre elementele cheie ale stilului occidental de luptă, și anume superioritatea aeriană. Și atunci această tactică care presupune exact scoaterea în evidență artileriei pentru a lovi cu propriile rachete și propria artilerie este felul în care Ucraina a găsit de cuvință să înlocuiască lipsa aceasta a superiorității aeriene de care ea nu dispune în momentul de față. Astfel, contraofensiva cred că inevitabil va merge greu, dar cred că încetul cu încetul va obține ceva. Ce tip, câte rezultate, nimeni nu poate ști momentul de față. Realist vorbind, nici nu avem o imagine foarte clară a situației de pe front, nu? Până la urmă, ceea ce primim zilnic e destul de multă liniște din partea Ucrainei. Într-un fel am putea să spunem că i-a cedat un pic inițiativa Rusiei pe câmpul războiului informațional în această contraofensivă în particular. Mi s-a părut că am văzut niște succese de propagandă ale Rusiei în ultima vreme. De exemplu, relativizarea legată de barajul de la Nova Kakhovka, care a funcționat destul de bine din punctul meu de vedere. Încă există oameni care nu știu cine a dat jos barajul, ceea ce mi se pare o victorie de propaganda Rusiei, fără îndoială. Astfel, e destul de dificil să facem predicții cu privire la când se termină contraofensiva. Depinde în mod fundamental însă de câtă muniție de artilerie există disponibilă pentru Ucraina în următoarele 6 luni până în iarnă. Și de asemenea depinde și de capacitatea Rusiei de a-și înlocui oamenii. Mercenarii Wagner deja au declarat recent, un mercenar Wagner a declarat că trupele care înlocuiesc în zona Bahmut nu sunt destul de bune și iată că au început să piardă și într-adevăr există niște, putem să credem această declarație având în vedere că există avansuri ale ucrainenilor pe marginile orașului Bahmut încetul cu încetul, dar va merge greu, nu are cum să nu meargă greu, rușii sunt bine implantați. O să semene mai degrabă cu Herson decât cu Kharkiv, dacă ar fi să comparăm cu ceva această contraofensivă care are loc acum. Putem să o comparăm cel mai simplu ori cu contraofensiva de la Kharkiv, când armata rusă a cedat complet și a fost într-o fugă, literalmente într-o fugă față de Ucraina, care a preluat tot acel teritoriu rapid, sau contraofensiva din Herson, care a durat ceva timp, a fost dificilă, a durut armata Ucrainei. Să nu uităm că armata Ucrainei trebuie să învețe cum să folosească armele combinate, să nu uităm că armata Ucrainei are un lanț logistic îngrozitor de complicat. E vorba de 3-4 modele de tank, e vorba de atâtea modele de artilerie, e vorba de atâtea muniții care trebuie toate organizate, e absolut dificil, nu este ușor și nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece și să credem că vor fi succese extraordinare. Dacă reușesc să spargă linia Surovkin cât de cât, deja vorbind de un succes remarcabil.
trebuie să ne ajustăm un pic așteptările în direcția aceasta. De urmărit. Pe final de ediție, vă propun să ne întoarcem puțin la subiectul care mâine se aprinde din nou cu siguranță prin ședința Partidului Social Democrat. Întrebarea este dacă dumneavoastră credeți că Gabriela Firea a fost, domnule profesor, trasă deocamdată din lumina reflectorului și va reveni. Bun. E foarte greu să faci tranziția de la tragedie la tragicomedie. Cazul doamnei Firea e nu în zona tragicomediei, pentru că domnia sa, în mod direct și indirect, a sprijinit un sistem care s-a folosit, a terorizat și a exploatat pe compatrioții noștri. Eu ezit să folosesc termenul de bătrân, pentru că este o stare biologică la care dacă trăiești mult, ajungi cu inevitabil, iar dacă ești stigmatizat, este un tip de stigmatizare cu care eu nu sunt de acord. Deci ea s-a cățărat, ea și cu soțul domniei sale, s-au cățărat pe suferințele compatrioților noștri. Chiar și pentru un partid cum este Partidul Social Democrat, un asemenea tip de comportament reprezintă o problemă. Și atunci ei au decis să se disocieze de doamna Gabriela Firea. Dar doamna Gabriela Firea nu este doar domnia sa. Repet, doamna Gabriela Firea este legată de un întreg sistem și de o întreagă feudă care este organizată în jurul Bucureștiului, în jurul Ilfovului. Ca atare, problema Partidului Social Democrat nu este doar cu doamna Firea, este și cu Florentin Pandele și cu întreg sistemul clădit în decenii de-a rândul. Și nu-l vedeți să pice prea ușor? Sigur, pentru că a rezistat atât de mult și s-a construit așa de stufos, cum îl vedem. Bucureștiul este înconjurat de zone care au beneficiat de pe urma unei creșteri economice spectaculoase, dar aceste zone sunt sub controlul unor personaje politice care sunt definite de răcomie, rapacitate și de un tip de inumanitate. Pentru că dacă te uiți la apărările pe care doamna Firea și domnul Pandele le-au folosit, apărări care l-au și obligat pe domnul Ciolacu să procedeze cum a procedat, erau apărări care se defineau prin inumanitate, lipsa empatiei. Nu înțelegeau că este o problemă. Nu înțelegi că e o problemă să ții compatrioții ca și cum ar fi niște câini în lanț. Nu e o problemă. Nu am făcut-o noi și noi suntem victima, culmea. Noi suntem apărătorii credinței ortodoxe. Asta iarăși ridică o imensă problemă în societatea românească legată de instrumentalizarea sentimentului religios și de confiscarea unei religii de către cei ce se servesc de ea pentru a-și atinge scopuri politice meschine și folosesc un eufemism. Cu crucea la gât, Gabriela Firea și înconjurată de icoane a vorbit inițial de faptul că nu-l cunoaște pe Ștefan Godei, proprietarul a Zilelor Groazei, ajungând să recunoască că este omul bun la toate, chiar cinic. De ce a fost nevoie de... sau de ce a ajuns Gabriela Firea să comunice astfel? Da, e o întrebare. Vă spuneam, n-am un răspuns. Pentru că dânsa avea cuvintele de regulă foarte aproape de limbă. Dar oare nu comunica doar în spații? Dar vă propun o altă perspectivă. Ea? Ba da, dar vă propun o altă perspectivă. Exact ce spunea domnul profesor Stanomir, această feudalizare a politicii românești, vizibilă mai ales la PSD, doamna Firea a fost produsul unei astfel de, cum să spun, baronizări sau clanizări a politicii. Dânsa a funcționat foarte bine în acest ecosistem. E, acum s-ar putea ca baronii să se mai schimbe, vin o altă generație de baroni. Toată lumea știa de prietenia sa cu liderul de la Olt, domnul Stănescu. S-ar putea ca alții să vină. Alții sunt, uitați-vă la personajele cele mai vizibile în momentul de față la PSD. Nu mai este ecosistemul de acum 2-3 ani, pe care îl vedeam în timpul domnului Dragnea, din care făcea parte și doamna Firea. Și cred că asta a luat-o puțin pe nepregătite, pentru că s-a adresat în altfel unor oameni care nu mai erau nici pe lângă ea, nici la vârful partidului. Și cred că ăsta e marele succes al domnului Ciolacu. Să știți că a creat la vârf o altă distribuție. Nu e normală evoluția? Nu ne-am schimbat noi ca popor? O fi normală, dar nu știu, din moment ce se întâmplă înseamnă că e normală, că nu vine din afară. Dar ce vreau să vă spun e că noi s-ar putea să privim greșit, să privim acolo unde vedem mai mult sclipici. Uite, și vă dau un exemplu. Nu vi se pare că aurul a tăcut inexplicabil în toată această perioadă? Adică de ce n-au profitat, n-au zis nimic de tot acest scandal? Care e? Nu știu. Ori pregătesc altceva,
ori pregătesc altceva apropo de cruce și de steag, de tricolor, această ciorbă mereu reîncălzită a cimitirului de la Valea Uzului. Cred că își pregătesc, Aurul își pregătește și echipa pentru primele alegeri care vor fi, anume alegerile europene. Nu i-a împiedicat până acum să meargă la Vrancea, de pildă. Nu, o să vedeți... Meargă la lideri vechi ai Partidului Social-Democrat la poartă să țipe. O să vedeți o garnitură de oameni relativ notorii, inclusiv ziariști, în echipa lor pentru europarlamentare. Asta... Am auzit și de nume vechi în echipa lor pentru europarlamentare, da, deși ei sunt un partid antisistem. Din moment ce n-au profitat acum, de ce sunt antisistem? Dacă n-au profitat, n-au zis nimic de tot scandalul ăsta cu azilele de bătrâni, n-au zis nimic. Adică, sau cel puțin, hai să zicem că n-am fost eu atent, dar dacă mă contraziceți, faceți-o. Eu nu i-am auzit spunând nimic despre tot ce s-a întâmplat. Domnule Sanamir, Nicușor Dan acum, e mai simplu în 2024 la alegeri locale sau din contră nu mai are un candidat care să stârnească? Foarte complicat. Problema lui Nicușor Dan, iertați-mă că vă spun, este Nicușor Dan însuși. Faptul că a fost un foarte slab comunicator și faptul că așteptările pe care le-a generat au fost doar într-o mică, foarte mică măsură cu un corespondent în realitate. Apoi, cum spunea domnul Cioranu foarte bine și subscriu și eu, este problema relației PNL-PSD. Nicușor Dan nu aparține nici PNL, nici PSD și nu aparține, de fapt, nici USR-ului. Încât, dacă Partidul Național Liberal face gestul de a acorda întâietate PSD-ului la București, PSD-ul cu orice candidat va fi pus, va câștiga aceste alegeri. Pentru că pericolul pentru Nicușor Dan ar fi un candidat din interiorul Partidului Național Liberal, un candidat credibil, de tipul lui Ciprian Ciucu. Da, Ciprian Ciucu tocmai a fost tras pe linie moartă de la... Ca să-i facă loc Gabrielei Firea. Nu, vedeți aici... Nu neapărat. Eu am certitudinea de să nu... Da, zvonuri pe care evident că dumneavoastră le cunoașteți mai bine. Nu, dar le scoatem la suprafață tocmai ca să înțelegem, exact. să le analizăm, eu să vedem cât de... au credibilitate. Ce îmi spune flerul meu este că Bucureștiul deja e împărțit în momentul de față. Între PNL și PSD. La sectoare, dar la primăria capitalei? Gabriela Firea nu-și mai avea loc. Daniel Băluță pare să fie cel mai bine poziționat primar al Partidului Social Democrat, cel care probabil va prelua și organizația de București, că vor fi alegeri. Da. Vedeți, în tot acest joc, democrația participativă nu și-are locul, interesele cetățenilor nu și-au locul. N-a să vorbiți că s-a schimbat această societate românească. Sigur, o societate în care știi că proprii tăi compatrioți sunt abuzați și nu faci nimic. Atâta, dumneavoastră spuneați înainte de ora 9:30, că erau sesizări care erau ignorate de autorități. Mi se pare că este semnul... Invitații, doamnei Iisuciu, da. Adică, invitații n-a să spuneau că se făceau sesizări și erau ignorate de autorități. Mi se pare că e semnul unei societăți care se schimbă, o societate care își exilează compatrioții într-un fel de fabrici ale morții și spune nu ne interesează ce se întâmplă. Noi suntem pe făcut bani, pe distrat, pe TikTok, cei care sunt mai puțin norocoși să crape. Asta vi se pare că este o societate care să fie în consonanță cu Constituția noastră, care proclamă sus și tare că demnitatea umană e sursa tuturor valorilor? Unde era demnitatea umană? Că socialdemocrații doamnei Firea și Ciolacu sunt preocupați și dânsii de demnitatea umană. Demnitatea umană este o valoare comună atât socialdemocrații cât și Partidul Popular. La acum, PNL se ajunge cu demisia, nu, teoretic, cel puțin. Ajunge și la Partidul Național. Să știți că având plăcerea să fiu alături de dumneavoastră joi, cred că la domnul Prelipceanu, dumneavoastră ați venit cu ideea că s-ar dori un fel de reciprocitate. Adică aveți informațiile necesare. Nemulțumirea partidei. Este discuție în interiorul PSD și s-au confirmat că au ieșit, exact, în spațiu public, e de văzut în săptămâna următoare. Asta e de văzut în săptămâna următoare dacă Partidul Social Democrat va prefera să consume acest șoc prin sine însuși, ca partid, sau va dori să externalizeze problemele și la PNL. Nu cred că ar avea de câștigat. Dar nu cred că ar avea de câștigat. Și din moment ce președintele Ciolacu a ieșit mulțumitor din această probă, s-ar putea să se oprească aici, să nu mai ceară, hai și voi liberalilor, dați și voi afară câțiva, ca să ce? Ca să fim loviți amândoi, să dăm impresia că ce? Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi la ediția specială. Continuă știrile pe Digi24, de la Fix vă reîntâlniți cu Alexandru Rotaru. Noapte liniștită, ne vedem mâine la Studio Politic.